Cum îți dai seama că nu ai direcția bună? Mașina nu merge drept. Trage, o să tragă tot timpul așa un pic spre dreapta sau spre stânga. Volanul nu stă drept. Salutare, youtuberi! Astăzi o să vă arăt cum să reglați direcția la o Skoda Fabia cu sfoara sau cu ața. E de preferat să aveți ceva mai colorat ca să se vadă unghiul. Observați că la mine roata asta e un pic în afară. Hai să vedem cum punem. În spate trebuie să bată pe cauciuc, deci nu pe jantă, cauciucul, da? Nu prea tare, nu să intre în cauciuc, vedeți că așa, să nu dea în caroserie, deci să nu atingeți caroseria, pe sub prag să meargă, da? În față, la fel, nu trebuie să cadă pe jantă, nu trebuie să cadă pe jantă, trebuie să cadă pe anvelopă și anvelopă și pe partea cealaltă la fel. Verificăm să cadă de pe anvelopă, pe anvelopă, să fie pe sub prag până în spate. În mașină volanul trebuie să fie perfect drept, de preferat eu l-am legat cu o șufă de scaunul în stânga, volan și scaunul în dreapta. Dacă nu aveți șufă sau nu aveți cum să-l blocați, inclusiv o persoană care să stea la volan, să țină volanul drept. Sub mașină slăbim piulițele și ne trebuie o cheie fixă de 22 și una fixă de 13. Deci am slăbit piulița cu cheia de 22 fixă, iar cu cheia de 13 reglăm. Da? Până când ajungem ca pe exterior să avem o roată dreaptă. Încă o precizare, eu am pus mașina pe rampe, iar între rampe am mai pus o scândură ca roata să aibă un pic de libertate, da? După ce reglăm unghiul, o să mergem la volan și o să-i facem un pic de volan, să vedem dacă nu a rămas ceva tensionat pe sub. De asemenea, înainte de a lega șufa, am făcut de volan așa de câteva ori, da? Și s-a mișcat un pic cu scândura. Bun. După ce am reglat, este drept acum, vedeți? E drept și pe o parte și pe cealaltă. După ce am aliniat roțile, desfacem șufa și facem un pic de joc. Da? Nu prea mult. Și acum o punem la loc. Și verificăm din nou. Da? Să fie bine. Nu strângem piulițele până nu facem de 2-3 ori asta. Și verificăm din nou. Nu strângem piulițele până nu facem asta de 2-3 ori. Acum îi dăm și o cheie. Frâna de mână trasă. Și iar mai facem de câteva ori așa. Și îndreptăm. Și verificăm din nou. Strângem piulițele. Da? Atenție la sensul de strâns. Le strângem mediu. Nu e un concurs de sumo. Am strâns piulițele. Înainte să dai mașina jos, mai verifici odată. Și pe urmă dai și sfoara jos și mașina jos. Mergem să facem o probă la direcția noastră. De ce e bine să avem o direcție
făcută chiar și cu sfoara, decât să mergem fără ea făcută deloc. Uzăm cauciucurile, uzăm mecanica, ne crește consumul și cel mai important e că mașina se comportă foarte urât pe curbe. Și o să vedem acum cum să testăm asta. Urmează porțiunea de drum drept. Te asiguri că nu ai mașini pe lângă tine, așa că o să fac spre dreapta ca să fiu depășit. Deci, n-am pe nimeni în spate, este un drum aproximativ 100% drept. Vă garantez că înainte mașina se ducea într-o parte și în alta. Deci merge relativ drept, crede-mă, credeți-mă că data trecută avea o tentă de a trage. Deci acum merge perfect drept, da? Cum îți dai seama că nu ai direcția bună? Una la mână. Mașina nu merge drept. Acum merge drept că i-am făcut direcția, dar trage, o să tragă tot timpul așa un pic spre dreapta sau spre stânga. Al doilea semn, volanul nu stă drept. Al meu stă drept acum. Al treilea test, un pic mai periculos. Te uiți în oglinzi, să nu fie nimeni pe lângă tine și faci așa de volan. Da? Și vezi dacă mașina are același comportament și spre stânga și spre dreapta. Asta e valabil și cu cauciucurile desumflate. Dacă simți că ai un cauciuc desumflat, când faci așa, te uiți în oglinzi. Trebuie să facă la fel mașina, și pe stânga și pe dreapta. Dacă n-a făcut la fel, trebuie să verifici direcția și presiunea în anvelope.